trebuia să ai... 34 neapă 1 litera A din OUE, numărul 57 de 2019, privind votul administrativ, ați fost convocați în ședință ordinară prin dispoziția numărul 159-4-2023, emise de primarul Comunei Pujor pentru data de 27-2023, ori de 10, care va avea următoarele ordine de zi, și anume cele 12 proiecte de hotărâre și 13 diverse. Bine, nu? Mai discutați. Supunem spre aprobare proiectul ordine de zi și anume cele 13. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este abține? Câte? 10? Da. Prezență, doamnă. Prezență, mă sunt. Prezență. Dar bine, de timp completat. Da. Supunem spre aprobare procesele verbale încheiate în cadrul ședinței ordinare din data de 23.03.2023 și ședința ordinară din data de 19.04.2023, dacă nu mă fie corectă completări. Extraordinar, da. Cine este pentru? Împotrivă, cine se abține? Discutul a fost aprobat cu 10 voturi, nu? Acum trecem la punctul numărul 1. Procesele verbale, da? Da. Da. Fără modificare. Trecem la punctul... Ce vă spun? La punctul 1. Indexarea valorilor de imposabile, impozitul și taxe locale, în urmă, 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 în anual, până la data de 30 aprilie, Consiliile Locale au obligația emisiunii impozitelor și taxelor ținând cont de data inflației pentru anul anterior, obligată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice. De asemenea, sunt supuse indexării și limitele amenzilor contravenționale prevăzute de contul fiscal. Prin comunicatul de presă numărul 13 din 13 ianuarie 2023 al Institutului Național de Statistică se comunică rata inflației pentru anul 2022, care este de 13,8%. Prin excepție de la indexarea cu rata inflației, sunt sumele prevăzute pentru vehicule de transport marfă, cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone. Acestea vor fi indexate în funcție de rata de schimb a monedei euro, în vigoare în prima zi a lunii octombrie, lucrătoare a lunii octombrie, a fiecărui an, publicată în Jurnalul Uniunii Europene prin promovarea unui nou proiect de hotărâre a Consiliului Local. După cum ați putut vedea, în anexa 1 a proiectului de hotărâre numărul 1550 de 31 martie 2023, sunt propuse valorile indexate cu rata inflației pentru anul 2024. Iar la anexa numărul 2, la proiectul de hotărâre, sunt propuse reducerile și scutirile de la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024. Dacă aveți întrebări referitor la indexarea impozitelor sau neclarități sau... Nu-i Ce așa nu mai liberat. Să punem la vot. Cine este pentru? Așa nu mai liberat. Se abține împotrivă? Este cineva? Da, 14. Înainte de a trece la punctul 2, vreau să întreb domnul care au întârziat dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Votați, cum votați? Pentru? Da. Așa și procesele verbale la fel. Din ședințele anterioare. Proces verbal, da? Așa, cred că oamenii scrie tot ce s-o ordine, sau... Dacă mai aveți completări. Sau... Ședința viitoare. Da? Bine. Și v-aș ruga frumos, dacă sunteți de acord, să-mi dați voi. Avem o prezentare la școală. Sunt mulți părinții, dar sunt de acord cu toate proiectele, am studiat despre ce e vorba. Dacă îmi permiteți și îmi dați voie și vin la urmă și semnez procesul verbale și dacă sunteți de acord și îmi dați voie. Da. Deci, votul dumneavoastră se semnează cu da. Da, da. Vă rog, ați ușca un vot. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiune de funcționare și respective de dezvoltare,
respective de implantare al Comunei Pejor la data de 31.03.2019. Prezintă doamna Mandoca Maria. Doamna, este în concediu. E execuția bugetară care se face la 31 martie, dată trimestrială. Ați primit material. Dacă aveți întrebări, nu știu nici să vă răspund, dacă mă credeți. Execuție bugetară? Scrie cifre, da, da. Cine este pentru? Da. O trecem la punctul 3 de ordine de zi și anume. Proiect de hotărâre privind avizare de principiu a planului urbanistic zonal proiect tip construire, centru de colectare de deșeuri prin aport voluntar în comuna Pârjor, județul Bacău și propunere de scoatere definitivă din circuitul agricol al suprafeței de 3.000 de metri pătrați, teren extravilan, în categoria de folosință pășună. Prezentă doamna Pârjor. Avem acest proiect de construire a centrului de colectare de aport voluntar. Prin avizul celor de la Consiliul Județean, ni s-au cerut scoaterea din extravilan și introducerea în comunal comunei suprafeței de 3.000 de metri pătrați și totodată scoaterea din circuitul agricol pentru a putea face construcții. Conform legii 50 sunt anumite etape de parcurs pentru a aviza planul urbanistic zonal, prin care este această hotărâre pe care îi avizăm de principiu. După obținerea avizelor se va aviza favorabil și apoi suprafața de 3.000 de metri pătrați va intra în intravilanul comunii pentru a putea obține autorizație de construire. Dar vizile astea pentru scoatele din circuitul agricol e nevoie și de o judecare a suștiței. Se fac toate, da, se fac toate documente. Da, tot. Supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, abține. Trecem la punctul 4 de pe ordine de zi și anume proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeței imobilului cu numărul cadastral 61.063 în vederea obținerii avizului de gospodăria apelor pentru obiectivul de investiții, reabilitare drumuri, sătești, poduri și consolidare mare afectate în comuna Pejor, județul Bacău, etapa 3. Prezintă doamna Pejor, Anca, consilieră Pasnă. La proiectul de asfaltare, la ultima etapă a proiectului de asfaltare, avem prins un drum identificat în partea funciară 61.063, care este pe malul râului Solonț, în satul Tărâța. Cei de la Apele Române, de unde trebuie să obținem avizul de gospodărire a apelor, nu și-au cadastrat până la acest moment suprafețe. Ei au dat niște conturi. În momentul în care noi am cadastrat drumul, cumva se suprapune cadastrul drumului nostru cu conturul respectiv. Și pentru a obține avizul, trebuie să diminuăm cartea funciară, să scoatem din conturul apelor suprafață de teren, ca să primim avizul celor de la Senia pentru a putea face diminuarea cărții funciare, avem nevoie de hotărârea Consiliului Județean, după care se va merge la OCPI, se vor depune toate documentațiile și depunem din nou documentația la seria MACO pentru obținerea avizului. Să punem la vot cine este pentru? Abține? Împotrivă? Trecem la punctul 5 de pe ordine de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu numărul cadastral 61.613 în suprafață de 1.449.062 metri pătrați, situat în satul Bărnășin, comuna Pejor, județul Bacău, în 3 loturi, în vederea înființării unei comunități de producere de energie electrică prin surse regenerabile. Prezintă doamna Pejor Anca, consilier superior. În conformitate cu proiectul european de energie a energiei din surse din astea poluante. La nivelul Comunei Pejor s-a identificat un islat unde ar putea să se înființeze un parc de fotovoltaice. La Bătnășeni este islatul de la Bătnășeni care are, cum să vă spun, expunerea necesară pentru înființarea parcului. Iar anul trecut, în 2022, s-a aprobat legea 254 care reglementează înființarea astfel de acestor unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Acolo prevede că suprafețele cu mai mici de 50 de hectare pot fi folosite în sistem dual, adică și pentru
producția agricolă și pentru producția de energie regenerabilă. Și atunci noi, ca să putem să accesăm astfel de fonduri și să răspundem solicitării investitorilor care și-au manifestat dorința de a investi, ne-am hotărât să dezmembrăm lotul mare în trei loturi cu suprafață sub 50 de hectare, care să poată fi folosită și pentru producerea de energie electrică și pentru producția agricolă, adică pășunatul animalelor. Deci nu se scoate din circuit agricol? Nu se vor scoate din circuit agricol, se vor scoate doar suprafețele pe care vor fi amplasate efectiv construcții. Da, nu știu ce... Un relev sau ceva. Da, și prefect. Dar ca și parcurile care vor... Parcă e vorba din panouri, nu? Panouri solare. Deci nu panouri. Doar panouri. Punem la vot. 5 pentru, împotriva, abțineri. Trecem la punctul 6 pe tot energie și anume. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii dreptului de proprietate în favoarea OAT Comuna Pajor asupra unor terenuri având categorie de folosință drum. Prezintă doamna Domnescu Anca, consilier juridic. Deci vrem să asfaltăm patru drumuri. Porțiuni din drumurile astea aparțin unui de pe drum. S-a discutat cu ei, ei renunță cu titlul gratuit la porțiunile așa de drum ca să putem asfalta pe drum și un parțial de bucățele. Noi conform legii, ca să putem intra la favoarea noastră în cartea funciară de proprietate, trebuie să avem o hotărâre de consiliu. Numare... Care sunt drumurile astea? Deci avem drum de acces la sonda 190, toate sunt într-un proiect. Drum de acces la sonda 120, 190, 136 și sonda 28. Spatul, da? Cât prinde, cât a fost trecut de asemenea decret prez... Decret prezidențial, atunci în după 91, când a început aplicarea legii 18. Și atunci au făcut probleme cu ei care... Este o poțiune și... Ea reglășivă, adică e chiar pe ce? Nu, dar care e totalul? O suprafață 736, una de 2275 metri pătrați, una de 1245 și 794 metri pătrați. Deci poate metri pătrați. Deci poate metri pătrați. Păi, asta câștigă ultima secundă. Împărți încă la mărginea 4-5.000. Păi, cam câți kilometri de vorba de drum? Avem 300 și ceva, dacă le pui așa la 5.000, cred că de asta vine 1.600-1.700. Da, păi împărțim 1.600 la 5 și iau să nu... Da, nu sunt mulți. 240. Dar mai sunt, mai avem de luat. Deocamdată le-am luat pe astea principale care trebuie. Noi avem proiectul de asfaltare și mai sunt cu luat. Și ce-a fost drumul comunal, e trucat drumul soate ca să nu fie ei, să aibă probleme cu cetățenii din comună. De asta a fost. Da. Și-a mișcat doamna. Trecem la punctul 7 pe 2 și anume proiect de hotărâre privind aprobarea consumului mediu de carburanți pentru autoturismele, autovehiculele, utilajele și motoutilajele din dotarea primăriei comunei Pujol, privind domnul viceprimar Nicolae Pușcaș. Da, e vorba despre un proiect privind consumul mediu carburant pentru autoturismele din dotarea primăriei. Așa. Proiectul a fost afișat pe site-ul primăriei, proiectul a fost viață în parc. Consumul, consumurile astea, dar sunt probleme, sunt trebuie. Eu am mai cerut să mă dată totuși, am că se scoate să leacă pe vehicule, pe toate. În mare sunt totuși. Nu este prevăzut în cartea tehnică fiecărei mașini utilare, este consumul. Bine, este stabilit. Este cartea tehnică, da. Cartea tehnică. Da, am înțeles, dacă consumul e altă în dacă e s-a făcut comisii, că... s-a făcut comisii, s-a făcut consumul fiecare. Bine, dar asta nu putem afla și noi. Să punem la vot. Vă rog să notați ce am vorbit. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comincerul, sigur, așa este. Trecem la punctul 8 pe ordinea de zi și anume proiectul hotărârii privind respingerea modificării tarifelor propuse de către SCF, compania Rolls Service, se ia de către OAT-urile membre parte în contractul de concesionare pentru delegare și gestiune, serviciile de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2007, pe 6-5-2015. Prezintă doamna Spătarul Margarita, secretar general. Da, conform adresei scrisă de la Adis, prin care nici ei nu sunt de acord cu modificarea tarifelor propuse de la Rompre Service, ne-au
transmis documentele respective către comune și către toți membrii care suntem în acest toate comunele, că nu suntem de acord cu tarifele care au propus ele. Deci ar trebui un pic să mai lucreze și la colectare și la să mai aducă niște tomberane, probabil și prețurile s-au mai mărit și nu au fost de acord cu respectiva propunere. Și noi mergem și noi conform membrilor ADIS cu respingerea tarifelor propuse de către Romprest. Dacă aveți alte întrebări, au vrut să majoreze prețurile și... Nu. Trecem la punctul 9 de ordine de zi și proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Stabilizare Bacău. Prezintă doamna Spătar Margarita, secretar general. Da, fiind membru în ADIS, suntem obligați să plătim în fiecare an o cotizație anuală la patrimoniu pe baza cotizațiilor tuturor membrilor. Ei funcționează și asta e obligația noastră. Pentru anul ăsta, suma s-a schimbat, e 8.000 de lei. Anii anteriori fiind de 6.000 de lei, anul ăsta s-a modificat, mai 6.000 de lei. E 8.000 de lei, aprobat tot într-o ședință a lor. Da, suplăția pe care... Ei, mai suntem și noi asociați. Da, suplăția, e obligația noastră. Trecem la punctul 10 de pe ordine de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pentru anii 2022 și 2023 la Asociația GAL Urmus Montana. Prezintă doamna Spătar Margarita, secretar general. La fel și aici, fiind membri în GAL Urmus și avem și un proiect cu mini-excavator, trebuie să plătim an de an cotizația de 10.000 de lei pe an și pe 2022 n-am mai plătit și pe 2023 am mai avut un an care n-am plătit. Deci și a fost întocmit de mine. Regulamentul ăsta e un regulament care mi s-a recomandat de către mediu și este conform legii, conform ordonanței Guvernului 92/2021 privind regimul deșeurilor. Trebuie să aprobăm un regulament privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Este o problemă pe țară care peste tot aceeași problemă, trebuie să gestionăm, nu mai avem voie să eliberăm autorizații de construcție fără niște avize și fără avizele prin care omul își declară ce face cu demolările, ce face cu material de construcție, trebuie să facă contract cu Rompresul sau cu orice altă firmă, să-și ducă materialele, toate materialele de construcție și deșeurile provenite, trebuie să le ducă undeva, să le plătea pe bază de un document să prezinte aici. E un raport final prin care trebuie să-și facă fiecare orice persoană fizică sau juridică care are autorizație de face contribuție. Da. Și raportul ăsta final trebuie completat de către el, cantitatea conform cât e deșeul pe tone, pe unde predă, chitanță, factură operatorii economic autorizat care a preluat deșeurile. Deci este un plan. Fără documentele astea, două nu se eliberează autorizația de construcție. Și de construcție și de orice lucrări care sunt pe teritoriul comunei noastre. Exact. Dar trebuie să solicit să vină cu un container din ăla mare, își ia, trebuie să aduce o chitanță să justifice, într-adevăr, că a ridicat deșeurile de la construcția respectivă. Sunt și obligații, sunt și contravenții stabilite aici, care am mers conform legii. Trecem la punctul 12 de ordine de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea aderării autorității publice locale Comuna
Pârjol, județul Bacău, la parteneriatul Fotul Rong. Vă prezint cu domnul primar Vasile Lupu. Da, aici e vorba de cum s-a chemat și înainte, deci până în 2016 a fost Valea Taslău. Montana, da. Domnul Urmus Montana și din 2025 cam așa o să cheamă egal cu Codrul Lung. Codrul Lung, eu, da, Monte de Urmă. Supunem la vot, cine este pentru? Trecem la punctul 13, diverse. Am făcut și când se va continua drumul asfaltării în pustia asta? De un an de zile, lumea, noroi, cizme, da. E Taslău pe drumul, să zic. Deci acolo a fost, după cum știm, a fost o problemă acolo la drumul ăla. E făcut o captare de apă, mă rog, de asta și s-a lăsat să vadă cam cum este terenul. Chiar astăzi am trebuit să proiectantul pe aici și am să facem nevoie și vom lupi el. Dintre care este ok și o să intre cu... Este adevărat faptul că nu s-a continuat drumul în pustian din cauza că cetățeni din alte sate, din alte pustian și-a făcut standard, Este lumii care au fost mormântare de San Dumnezeu. Și o devia niște conducte, nu? O devia, dar s-a spus că ei trebuie să lucreze deasupra șanțului, putea să studieze. Un zero. Când ai dus mașina cu noi. Știu că, dar nu i-am tras noi, că asta e situația. Au fost și chestia asta. Vremea asta cu zăpada și... N-ați vrea să-i trimite. Nu, ce-i că nu trebuie mai bine. Te varia prea de tot. Salariați, dacă sunt asistenți personali și dacă sunt bani prevăzuți în buget pentru... Păi bine, da. Eu acum am întrebat câți iau. Nu știu dacă... A, câți iau acum? Câți iau buget de vacanță? Anul trecut. Întreținătorii care au întreținere, o mamă, un tată, eu știu eu, și asta vreau să știu, consemnați-o la mine dacă vreți. Dar să știu, nu mai am mai niște oameni și de la Pustiană și de la asta, eu de ce nu iau, ăla de ce ia? Păi nu e așa cauză că este pe indemnizație. Da, înțeleg, da, înțeleg. Și cine răspunde de... Cine răspunde de chestiile astea? Etichetele, adică cine le dă? Persoana care ne răspunde direct. Cine e asistent social? Tichetele de vacanță se dau pe baza dispoziției domnului primar. Dă un regulament și persoanele la care se dau cuvinte. Dispoziții și persoanele sunt absolut. Și sumele se încarcă de la contabilitate pe niște carduri. Să vedem cam câți iau în comuna Pârjolului, vreau să știu. În afară de personal. Vreți o cuvinte cu dispoziție, dar nu în afară de personal, nu avem. Deci numai salariații au luat. Păi și așa cu handicap, de ce nu au voie? Întreținătorii de familie, în alte părți, se dă. De ce nu au voie? Asistenți personali. Nu trebuie să au. Dacă sunt angajați ai primării și dacă sunt bani prevăzuți, se pot acorda. Legea prevăzut. Păi și întreținătorii sunt tot angajați. Cum ai venit fost pe la care a fost cu fostul Răceanu sau cum să... Nu au fost tot angajat la primării din moment ce luau bani. Da, dar dacă ai bani la buget, da. Dacă nu ești... Dacă e un drept de-a lui, da, trebuie dat, mă refer să fie drept, nu că dacă ai bani. Bine, bine, nu știu, dreptul, mai sunt și niște obligații. Da, da, înțeleg, da. Eu dacă n-am bani în buget, nu, dar nu sunt obligații. Acolo de regulă avut probleme mereu, toți fii asistenții persoanele. Acum trec și ăștia. Eu am făcut un calcul și dacă am făcut un calcul. Acum ar fi condemnizația pentru... 1450.
Și noi consiliam pe jumătate. Tot dacă se legea... Da, de ce nu mă gândesc și persoanele care... Aveți dispoziție. Dar zic așa, vreau și eu un răspuns. Eu am calculat pentru consilia și pentru mine. În devizanță de consilia fie 850, deci am primit. Sau nu e așa? Dacă îmi greșit... 805 lei. Da. Român, de la data, da, sigur, net, de la data când a fost, îi se acordă primarul, domnului primarul. Da, și cât ați primit? 605. Păi da, dar de ce dată? De la... Păi, data trecută, pe ei nu intră, păi nu intră, eu am citit doar de la trebuie, eu am citit doar de la trebuie.